Bine ați venit la o altă lecție despre CSS. În această lecție vom învăța despre selectori. Selector partea a 5-a. Vom învăța despre selectorul de tip atribut. Și acesta se împarte tot așa în mai multe categorii, la fel ca și selectorul de tip sibling, adică frați vitregi, despre care am învățat într-o lecție anterioară. Și un atribut, după cum știți, îmi pare rău, am uitat să vă arăt că am schimbat ceva în cod, codul HTML. Am modificat secțiunea aceasta, secțiunea logică aceasta, content 3. I-am zis așa. P de la paragraf, limba, language, da? Engleză, United States, asta, între ghilimele, ceva text, da? Ăsta e primul paragraf, acesta este al doilea paragraf, cu fără înseamnă franceză, și am mai pus eu aici KO de la knockout, în fine. I-am pus eu aici un cuvințel ca să vă explic cum funcționează. Și deci asta am schimbat în HTML, doar partea a treia. Restul în CSS am lăsat la fel. Da, aceleași proprietăți, cu aceleași reguli și aceleași valori. Și haideți să mergem așa. Și după cum v-am spus, și după cum știți, atributul ne arată mai multe informații despre un element din HTML, da? De exemplu, aici ne zice că limba pentru acest paragraf va fi în limba engleză, pentru acest paragraf va fi în limba franceză. În fine. Și haideți să începem. Primul tip de selector pe care îl vom folosi de selector atribut va fi selectorul atribut care se identifică, se recunoaște după parantezele pătrate. Și acest tip de selector selectează atributul după tipul său. Adică după tipul acesta, language, da? Că de aceea am schimbat. Și haideți să vă scriu paragraf, da? Am zis că selectorul acesta se identifică după parantezele pătrate. Și scriu lang. Reguli. Și scriu background color, hai să zicem orange. Așa, și dacă îi dau refresh, da, background color pentru toate trei care au acest atribut. Deci toate au acest atribut. Nu valoarea atributului, după tipul atributului. Paragrafele cu tipul atributului language. În fine, ok. Al doilea tip de selector atribut selectează atributul după valoarea sa. Deci după tip cu valoare. Adică voi scrie aici în continuare. Sau haideți să facem alt. Ca să aveți o mică idee. Și scriu aici blue. Așa, acesta selectează, am zis, după valoarea atributului. Selector atribut după valoarea atributului. Și zic language egal cu fr. Cel care are numai fr, franceză. Și acum dacă îi dau refresh, numai pe acesta mi l-a schimbat cu albastru. Așa, haideți să modificăm tot la acesta. Următorul tip de atribut, selector, selectează atributul care începe cu o anumită valoare. Deci toate care vor începe cu o anumită valoare aici, hai să zicem franceză, tot aici. Și vom adăuga în fața lui language, vom adăuga o săgețică în sus, cum s-ar spune. O găsiți la mine pe tastă, este pe tasta numărul 6. La tastatură. Și acum dacă îi dau refresh,
Da, toate care încep cu valoarea fără franceză vor avea această proprietate. Al patrulea tip de selector atribut selectează orice valoare care se termină cu un anumit caracter dat de noi, un anumit cuvânt, o anumită valoare. Deci, cu orice valoare care se termină, aici care se termină, nu care începe, și mai ales că e valoare. Da? Tot așa. Se modifică aici și o să modific astfel. Toate care se termină cu O. Adică avem aici key O. Și în loc de simbolul acesta în sus, avem dolarul, care la mine pe tastatură este pe tasta 4. Am uitat să închid ghilimelele. Și acum când îi dau refresh, da? Pentru că acest atribut language s-a terminat cu valoarea key, cu O, de la key O, a schimbat proprietatea pentru acesta. Da. Bun. Al cincelea tip de selector atribut este reprezentat de toate... nu. Al cincelea tip de selector atribut. Să o iau așa, ca să vă explic. După cum știți, toate atributele care au o valoare țintă, le putem insera o anumită valoare. Și aici tot așa. Haideți să băgăm ținta să fie United States, da? US, US. Și vom modifica tot aici. Deci care, toate care au această valoare țintă al atributului language va fi modificat. Va avea un anumit stil. Și scriem așa. United US. Și aici băgăm steluță. Deci absolut toate care au această valoare să fie modificate. Și astfel că mi l-am modificat doar pe primul, da? Și cam asta a fost. Am uitat să... Îmi pare rău, am din obișnuință. Am uitat să menționez că este pe tasta numărul 8 la tastatură. Această steluță. Și cam asta a fost tot.